Venit, dragii mei, în direct din nou, Metropola TV sau live Facebook Mugur Mihăescu Meriți sau Facebook Mugur Mihăescu sau Facebook Metropola TV alături de noi. Dacă n-ați prins până acum, povestea unui om ancorat și lăsat de Dumnezeu pe pământ să facă bine, povestea lui Nuțu Anghelina, omul celor 150 de porții pe zi. Rămăsesem la povestea ta despre femeia de la Târgușor, care spuneai că făcea mai mult prin străinătate. Da, care era arestată pentru că a furat dintr-un autobuz în București o sacoșă în care se aflau niște bănuți. Pentru asta a fost prinsă. Și îi spun femeie, ca să te pot ajuta, dăm să văd rechizitoriu. Care asta zice, ce e ăla? N-ai primit niște hârtii? Și poate, dacă era total analfabetă, clar, nici nu le-a citit, nici nu le-a... N-a interesat-o. Și se duce la unde era cazată și aduce 16 pagini de rechizitoriu pe care un procuror, o procuroare, cred că foarte tânără, a scris în detaliu, în rechizitoriul ăla, ce s-a întâmplat. Și se întâmplase că un echipaj de poliție era înaintea autobuzului, un altul în spatele autobuzului și unii în autobuz, care autobuz avea și 3 camere de luat vedere. Cumva i-au luat pe cei doi, pe doamna și pe domnul, din oală. Am reușit să fac, ce n-a, cred că a făcut vreun mediator vreodată, să adun tot clanul, pentru că îl știam pe șef. Să le spun, bă, băieți, aveți o mare problemă, pandemia. La care șeful, care nu era tâmpit, zice, îți jur, părinte, câte zile voi avea eu și copiii mei, nu vom mai fura din România. Ah, din România. Le-am zis, atât de pregătiți sunt ai noștri să vă spulbere pur și simplu, încât orice tentativă care crezi tu că ești deștept sau șmecher sau ce vrei tu, va fi pedepsită crunt. Nu mai vii la mine niciodată, pentru că n-are sens. Cu 2 zile înainte, un profesor de matematică, cu bani puțini, dar preda online, fai de capul lui, îi furaseră bicicleta. Ocazie să aflu că la fiecare stativ pentru biciclete, de la fiecare mall, există în civil polițist în mașină care se uită doar la biciclete. Și îmi spun oamenii, polițiști, n-apucă să o pună bine acolo și să-i pună lanțul, că vine unul cu un clește să ia. Și noi luăm bicicleta, îl luăm pe ăsta și umplem pușcăriile cu ei. Da? Aflând că sunt tehnici banale, dar nu le trece prin minte, pentru că nici în Spania, nici în Italia, nici în Franța, n-au timp să facă chestii din astea. Și eu cred, sincer, sunt optimist. Acolo, sincer. Aia cu făcutul de râs... Pe românește, ne fac de râs. Și abia așteaptă să prezinte, să zică, iete, românii care fură, românii stă așa, călcând în picioare milioanele de români care muncesc și le credeți țara acolo. Nenorocirea e alta, că nu furturile mici și cele din buzunare sau biciclete sau altceva, ci crimele sunt problemele. Iar românul care era creștin... Cum? Furturile mici agasează. Tocmai. Dar picătura chinezească și în fiecare zi în cap, în cap, în cap, în cap, încât... E adevărat. Și ce e mai trist e că au deprins niște tehnici care țin de șantaj. Fica mea trăiește de 16 ani lângă Gibraltar, Marbella. Oh, ce frumos. Are un restaurant într-un parc, într-un de ăsta port. Muncește împreună cu mulți români, deci în comunitatea există și preot ortodox și tot ce le trebuie ca să se simtă. Poate vizitez și eu vreodată. Iar face mare plăcere. Da. Acolo crește nepotul meu, care vorbește la 4 ani 3 limbi, la grădiniță. Uite-te câtă lume muncește, câte asta, da. Și vin 2-3 dintre ăștia și sunt scoți în față, nu mai putem să scăpăm de români, de nenorociții de români, care ne toacă, ne fură, ne aia.
Credeți-mă. Cum putem să scăpăm de treaba asta? Cum vedeți lucrurile? Eu, cum am putea să educăm, să integrăm? Cum am putea? Putem scăpa, e o glumă ce spun acum, dar putem scăpa de imaginea asta, pentru că între timp imigranții care atacă autocare și tot felul de tiruri și ce vreți în cale, atrag atenția, focusează pe ei și găinăriile românilor aproape nu se văd, nu se simt. Dar l-au prins, nu? Avem de la televizor, pe Erechinu, nu? Omul care controla lumea în Mexic și în celelalte. El avea ceva bani. Încă o dată, există vârfuri care fac performanță și există găinari care fac și ei ceva. Performanță nu e. Da? Mă rog, au furat tablouri de Picasso, au făcut... Deci avem cu ce ne lăuda. Da? Nu, sincer, eu ca să mă simt confortabil cu mine însumi, mi-am propus și am propus și prietenilor mei, cunoștințelor mele, să cheltuim timp împreună, vorbind numai de lucruri frumoase și bune, care să creeze disponibilitate de dărnicie, de dragoste, de prietenie. Corect, ele sunt și cele pe care eu îmi doresc să le promovez. Eu nu-mi doresc, în emisiunea asta, n-am promovat și nu voi promova niciodată vreo mizerie. Niciodată, ever. Cât timp voi avea această emisiune, mi-am zis, tot ce merită în țara asta ascultat, cu o poveste care inspiră și poate să inspire pe unul sau altul care, nu știu, dacă ne ascultă 10.000, 20.000 de oameni, ne văd, și unul povestește mai departe și poate altul zice, băi, mă duc inspirat de povestea asta, păi de asta o fac. Mai avem o șansă. Și șansa asta este ca 1, 2, 20.000 din cei care cărora am reușit să le trezim curiozitatea să întrebe, cum poți să faci asta? Exact. Și dacă mă întreabă direct, pentru că și pe site-ul fundației și peste tot există posibilitatea care de comunicare. www.fundacia1si1.ro 1 și 1 cu cifre. A, 1 și 1.ro. Cifre 1 și 1. fundacia1si1.ro. Uh-huh. Da? Acolo găsește în primul rând toate informațiile despre ce știm și cum facem noi ce facem, dar este o nevoie infinită de participanți. Și o să vă dau un exemplu, avem voluntari la Timișoara. Avem voluntari la Cluj. Câte filiale? Filiale aveți? Nu, avem doar oameni. Oameni. Deci nu ne-am organ... Ei trimit ajutoare din Timișoara sau din... Nu, Cluj? Nu. Ce fac? Firma din București care ne oferă mâncare, da? Și din păcate nu pot să-i fac, să-i spun povestea, au deschis niște magazine în orașele astea mari. Uh-huh. Și firește acolo rămân în plus. Și am găsit niște oameni minunați. Am un tânăr care se ocupă de o casă de copii și care nu mai lasă alți voluntari să se ducă, că la noi lunea se duce unul, marțea altul. Nu, ăsta și-a făcut la oraș. Când închide magazinul, el e acolo. Mai mult, ia de la casa de copii, copii de mână, să vadă de unde ia mâncarea, cum se ia mâncarea, să ajute. Cum cheamă pe băiatul ăsta? Nu mi-a permis. Dar mă rog, nu, n-aș vrea să... De unde e? Din Timișoara? Timișoara. Da. Omul e teolog și el. Jos pălăria. Este de o discreție, în primul rând, că nu se vrea public, nu se vrea... Nu știi numele? Știu numele, știu tot. Da. Dar, nu se vrea public. Încă o dată, discreția este una din... Eu înțeleg și asta cu discreția, dar am auzit și când am stat de vorbă puțin înainte despre... Bă, frate, trebuie să lăudăm faptele astea. Trebuie să lăudăm oamenii care fac faptele astea. Păi eu aș lăuda mai mult pe Irina, care e șefa magazinului respectiv și care a lucrat în București și care în momentul zero în care și-a dat seama că se reproduce aceeași realitate și la Timișoara m-a sunat să mă roage. N-ai putea să-mi trimiți aici un om? Care om să mă ajute să fac ce făceam când lucram în București? Am înțeles. Și sun un preot. Că asta e filiera. Mulțumesc, Irina, și ție. Părinte, dă-mi și mie un creștin care să facă treaba asta. Era în gândul meu de a dialoga cu părintele și aflu că părintele a murit de COVID. O, săracule. Nevasta părintelui n-are carnet. Zice, dar fratele meu, care e și el teolog, dar nu e preot, poate să facă asta. Și o face dumnezeiește încă dinainte de Revelion. Deci, la stupul cu miere vin și urși, vin și vulpi, vin și...
dar vin și îngerii lui Dumnezeu. Vă spun, am avut parte de niște oameni care te obligă prin felul în care, prin atitudinea lor, să nu faci niciun compromis. Să nu ajungi niciodată sub nivelul lui. Pentru că el este, se poartă îngerește. Pentru că mai avem foarte puțin, vreau să chem cu un lucru. Zi-mi, te rog, care a fost revolta pentru care ai candidat în 96? Revolta interioară. Scurt, te rog. Este foarte toxică întrebarea, dar am un răspuns bun. Ca și acum și atunci existau personaje negative în sânul bisericii. Același personaj pe care îl critică lumea acum de la Constanța a hotărât din postura de vice, de vicar patriarhal, să închidă cantina săracilor cu tot ce aveam la teologie. Am înțeles. Deci și într-o bună zi m-am trezit că săracii mei trebuie să-și caute alte soluții, că angajații mei, vreo 60 cu carte de muncă, cu tot ce trebuie să-și caute alte locuri de muncă și că 47 de tone de utilaje câte îmi donaseră nemții ca să fac mâncare și ce mai trebuie, trebuie să aruncate. Și în momentul ăla am zis, dom'le, am apelat la preoții din România, am ieșit ca păduchile în frunte la OTV și am spus, de mâine nu mai pot să dau mâncare oamenilor pentru că Teodos... a fost dramatic. Dar dramatic ce s-a și atunci cineva dintre toți a zis, bă, îți adunăm noi semnături. Și în 5 săptămâni am avut 106.000 de semnături. N-aveam ce căuta acolo. Nu era locul meu. A fost un semnal de alarmă, nu contează. A fost un moment în care tinerețea, știu și eu, aveam 40 de ani, eram cel mai tânăr dintre toți, și ușoară nebunie, ce să zică, să te bagi la 6 ani după Revoluție într-o asemenea horă, e o aventură. După aia am realizat că nu, a fost exagerat tot ce am făcut și m-a costat încă 10 ani de pauză în care n-am mai putut să fac nimic pentru simplu motiv că orice cerere era refuzată, de orice fel. Asta e tipic românesc. Da. Dragul meu, nu știu, ăia 10 ani de pauză, ce ai avut? Ideea este că ai avut o viață fără pauză. Mulțumesc lui Dumnezeu, da. Oamenii ăștia care au primit o mână caldă spre sufletul lor de la tine. Nu, de la mine, de la Dumnezeu. De la toată lumea. Dumnezeu a făptuit-o prin oameni. Așa. Unul dintre oameni ești tu și ceilalți voluntari și tot așa. Corect. De multe ori părticelele anumite pe care Dumnezeu le-a picurat între noi, e cazul să ni le reamintim și noi aici și să lăudăm și oamenii ăia, să le spunem mulțumesc din suflet pentru ce faceți, mulțumesc că există o șansă în țară, mulțumesc că meritul românesc poate să reînvie, meritul românesc, chiar dacă nu mai este reprezentat acum, are masă de manevră de 70% din oameni. O răzvrătire ca asta, eu n-am înțeles-o și n-am înțeles de ce este această mare masă mută. Mi-ar plăcea să-i zic marea masă vocală. Dar sper ca marea masă mută să înțeleagă ce reprezintă și să înțeleagă că, de fapt, ei trebuie să-și ia destinul în mână. Mulțumesc încă o dată pentru minunata seară. Dragii mei, ca de obicei, ținuta mea este asigurată de Vigo by Cătălin Botezatu, căruia îi mulțumesc de fiecare dată pentru tot ce face. Voi nu uitați, renaștem împreună. Eu sunt Mugur Mihăiescu, iar tu meriți. Ne revedem mâine. O zi frumoasă! Elit Mezeluri cu gust de săvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.